Salut, oameni buni, și bine ați venit la un nou draft, încercări peste încercări pentru mine către 194 și mă apropii de 1.000.000 de coins cheltuiți doar ca să fac draftul ăsta, deci o muncă titanică de data asta, parcă nu vrea să se întâmple, dar astăzi poate ziua cea mare. 4-2-2-2 pentru echipa noastră, Ribery și Dinio, mamă, super. Doi left wingeri, n-avem post de left winger, dar Ribery 98 pe bancă va fi un adevărat plus. Și pare că e o selecție fantastică de jucători. E și Gino la doi francezi, magistral de 98 în primele două picuri. Să se mențină așa și o să ajung la 194 și într-un sistem ideal. Wow, cum ar fi. Încă un jucător în primul 11, mijlocaș central ofensiv pe stânga. Poate să fie El Shaarawy. Iar pe dreapta am putea face o parte de Premier League, dar rămâne de văzut dacă avem cum. Roger 80, e veriga slabă acestei echipe. Și mai dă un Eden Hazard. Și Hazard nu merge cu Gino, dar ar fi doar Lundberg. Trebuie luat Hazard. Ori Hazard, ori El Shaar trebuie să zboare de acolo, asta e problema. Poate apare Kanté Team of the Year pe CDM. Kohler e un hero destul de bun și ne trebuie acel Kanté. Uite, de aici vine Spina. Spina are perfect link cu El Shaarawy. Mai este și Cahill cu link verde cu Ginola. Dar parcă prea bine au intrat Spina și El Shaar. 95. Poate să stea Eden pe bară. Sau poate vine un atacant care are link-ul cu Gino, un sens sau ceva de genul. Iar Hazard ar avea niște chem cu un Fede Valverde. Mamă, deja s-ar lega prea de tot lucrurile. Ar fi ca un hibrid făcut manual. Meunier și Hugo Mayo. Mamă, pe Spania. Hai că stăm bine până aici. 2 de 95 din seria și trebuie să o continuăm puțin spre seria. Este și Saint Just. Alt winger, numai jucători verzi. Echipă a shifterilor. Un prim fundaș central. Lacroix. Link verde cu Kohler. Parcă extrem de potrivit Lacroix în echipa asta. Și Kalulu e Mukiele. Au link verde cei doi. Mai este și Virgil van Dijk cu un punct de rating în plus. Dar la chem se potrivesc foarte bine acești jucători. Și acolo e nevoie în față de un Dybala, de un jucător italian. Iar în poartă ne-ar prinde perfect un francez sau Trapp. Trapp e forță. Mai este Courtois, dar un portar de 90 e perfect. Ce vine pe left back? Teo Hernandez, hai. Un Teo Hernandez în form. Nu se poate. Birag e cel mai bun, 92 cu cardurile astea, dar sunt 3 carduri slabe acolo care pot fi schimbate. Mai este Günther, însă aici o să-l aleg pe Birag. Sper eu să iasă cât de curând. Fundaș stânga, atacant și fundaș dreapt. Cam asta ne trebuie. Oh, a venit Cristiano de 99. Formidabil. Și Ronaldo a fost în toate echipele alea mari. 99, Ronaldo, care nu poate să fie titular. L-aș putea pune acolo, dar are 2 chem și direct a crescut la 94 ratingul. Wow, a sărit cu 2 puncte. Dar Ronaldo are 2 puncte de chem acolo. N-are cum să stea decât să fie toți perfect plasați. Uite-l și pe Madison, un nou 95. Bă, rating avem. Dacă ar da fundaș lateral pe aceste două sloturi, aia ar fi. Hai că se poate. Fundaș care se potrivească. Saliba e fundaș central. Da, avem deja 2. Mamă, între echipă cu 3 apărători n-ar fi venit un Willy Saliba. Cu Cornet și Kier scad lucrurile. Willy Saliba e tot CB și n-are loc un fundaș stânga sau dreapta. Hai mă, Guerreiro de la Dortmund. Mai este Ferland Mendy, care ar avea link verde cu Hazard. Și bineînțeles Ramos, tot un fundaș central. Ferland Mendy ar avea link și cu Lacroix și cu Hazard. Hai cu Ferland pentru chem. O să încercăm așa. Și acolo un Saliba. Iar noi avem 94 rating, 87 chem. Mijlocașii au toți 7. Aici avem probleme. Îmi trebuie jucători în centru, un atacant, poate și trece Ronaldo pe bancă și să sperăm că rămâne. Nu știu. Mai e Foden. Foden și Gündoğan. Gündoğan e german, poate se va potrivi. Dar dacă iese Hazard, nu știu cum stăm. Robertson,
91, Robertson și Gündoğan ar putea să fie o parte acolo a echipei. Mai este Meunier, dar cred că Robertson e soluția. Ok, Saint-Just în loc de Biraghi. Saint-Just acolo, atacant n-avem, e clar. Dacă băgăm Robertson și Gündoğan. 95 rating? Wow, stai că echipa asta poate fi de 95 rating. Cu Azare de 95? Senzațional! Senzațional nivelul de până acum. Bă, trebuie să vină jucătorul în loc de Ronaldo. Cred că se păstrează la ratingul ăsta cu altul. Oh, dar cu Ribery, hai că stăm ceva mai bine. Și tot 94 avem. Problema e cu Saliba, care nu are. Are 4 chem. Da, acolo avem probleme. N-avem fundași laterali. Și asta ar trebui să încercăm să reglăm cel puțin. Salah, Raul, fantastic. Este Raul prea mai că în moment îl aleg 100%. Cum e cu Raul, că avem full cam? 94 cu Raul, da! Incredibil! Raul ne duce la 94 rating, 99 cam. Avem 2 jucători de 98, Cristiano 99. Mai e și Hazard, care nici n-a intrat, și tot avem 94 rating. Cu un antrenor francez de Premier League, german, spaniol. Este un draft de 194 într-un final. Nu vreți să știți cât a durat și câte drafturi am făcut până aici. Este în sfârșit acel moment mare. Trebuie doar să prind 2 jucători buni din 3 pe banc. N-are legătură ce ligă au, ce naționalitate. Doar să vină. Haide ei. Deja am luat o țeapă. Cu Kama scade. Oh, Doamne. Cu Hazard normal rămâne, dar este doar Ferland Mendy pe care aș putea să-l bag acolo. Și cu Ribery avem 98. A, că e bine, că poate e și Saliba. Cu un antrenor francez însă n-am mai avea 194. Ne-ar trebui un antrenor de Premier League. Și deja ne cam jucăm cu focul. Haide de aici. Mama, dacă ar dori de 81. Rămâne cu un jucător de 81 dacă e Ribery pe teren. Ceea ce este fabulos. Va trece Mendy. Și trebuie să vină un portar de rezervă cu rating. Sau s-a terminat aici. Bă, sunt prea aproape ca să eșuez acum. Nu mai pot să primesc încă o țeapă la ultimul pic. Oricum ar fi tot, sperăm la antrenor după aia, dar haide cu portarul ăla. Are 81. Bă, și scade cu un 81, incredibil. Și n-avem alt jucător. Nu pot să cred ce s-a întâmplat. Fabulos cum este acest joc. Să nu-ți vine să crezi. Ce s-a întâmplat aici? Doamne, un pic distanță. Și aveam antrenorul de Premier League. Ireal. Brendan Rodgers. Mario Alonso și company. Brendan Rodgers. Și n-a venit portarul, Dumnezeule. Deci, wow. Ce troll ordinar. Extraordinar ce s-a întâmplat. Și am ales și după rating. Nu puteam să iau decizii mai bune. La ultimele 3 picuri aveam nevoie de doar 2 jucători buni. Măcar, de fapt, nici n-aveam la ultimele 3. La ultimul pic, dacă venea un portar bun de 90, garantat aveam 194. Nebunie de echipă. Bă, și banca aia are 5 jucători 93 plus pe teren. Cel mai mic are 88, Gündoğan. Am prins până și portar. Mi se pare absolut ireal că nu ai 194. Deci nu pot să-mi revin în acest moment. Uite aici o echipă cu Dinio și Pires stânga. O echipă cu 3 apărători. Spinazzola, Ginola. Foarte bun Ginola aici cu Raul. Legendele combină în careul advers. Iar Raul González, legenda lui Real Madrid, face 1-0. Iar din minutul 5 a pus pauză să facă modificări. Ginola o întoarce bine. Este Spina, Raul, Ribery. Întoarcerea bună a lui Ribery. Da, a fost un dribbling foarte bun. Ruleta acolo face totul. Încă un gol marcat repede. Parcă mai utile. Mai bine intri cu ea în poartă cu Frank Ribery. E penalti. Pus jos de portar. Ar putea să fie 3-0 aici. Cred că ar fi gata. Va executa Cristiano Ronaldo. Ba nu, Ribery. Hai să bată Frank. Bate Frank în stânga, în forță. Era imposibil de scos, zic eu, la ce forță a avut șutul. Dă mingea în spate, dar am activat constant pressure-ul. Ne-am urcat pe el.
Dacă o pierde acolo, s-a terminat 4-0. Și o ține cât de cât bine până apare Ronaldo. Și e direct Gino la Ronaldo, perfect și la deposedări. 4-0, 33 de minute. Oponentul meu nu se dă bătut. Vrea să revină probabil. Ginola, e Ronaldo. Poate fi 5-0. Preluarea e bună. Și vine și șutul. Nu știu ce face defensivă. Nici nu m-a atacat, ce făcea cu fundașul. Mai mult și-a încurcat portarul. Ginola, Ribery, Maghidi, cancel. Ronaldo, șut cu dreptul, lejer. Este set, 6-0. Meciul continuă. Hai că dăm câte putem de data asta. Ca o mașinărie nemțească de fotbal. Așa trebuie să joace băieții noștri. El Shaarawy, 7. Dar nu e pe teren. Nu știu cum se întâmplă uneori, că parcă oponentul tău nu e pe teren, n-are fundașii acolo, face tackle în aer. Tacul curge bine, Gino la, este gol, 8-0, nu putea să rateze Gino. Frank Ribery, e gol de onoare, 8-1, pe urmele mele, din acest moment vrea să facă 8-8. Ronaldo iese portarul, normal, cu Ronaldo de 99, dai gol dintr-o astfel de fază, e 9-1. Bun, 9-2. Deja mai are sens să mă apăr, m-am dat la o parte la faza asta. Face celebrarea lui Sor cu Salah, e în culmea fericirii. Poate fi 10. Este, goluri simple. S-au dat 12 goluri. Mamă, ce-a fost speed up lag-ul ăsta? Cum era să-mi pice acum conexiunea? Să fie eu total împotriva mea. Nu doar așa că la ultimul player pic m-a țepuit în ultimul hal. Da, 11-2. Am marcat cât am putut. Pune pauză și este minutul 90. Bă, e tipic, bă, tipic, rău de tot. De ce am mai jucat până minutul 90 ca să iasă? Al doilea adversar are 91 rating, 5-2-2-1. David Silva și Benzema în față, Sterling pe dreapta. E cea mai reușită echipă. Oh, ce pasă directă. Ronaldo, e gol, 1-0. Bă, cum s-a dus mingea direct la Ronaldo. Totul s-a întâmplat atât de repede cât n-a avut ce să facă. Hai Gino. Perfect, s-a demarcat Gino la. A dat acolo semne că poate să primească. A primit, a înscris. Este fabulos. Ribery, Ronaldo. Și este gol. 3-0 cu Cristiano Ronaldo. Elșa, Ronaldo, minge pe spate și se bifoarfecă, 4-0, unul din golurile alea. Wow, cum a fost asta, 4-0, scor final, iese mai repede al doilea adversar. În treilea meci, 91 rating și pentru al treilea adversar cu Salah, toți care este destul de rar, nu-l prea vezi, însă la mijloc l-are pe Zuma, a suferit rău de tot la mijloc. Gino la limita offside-ului. Cât de bine a stat la limita offside-ului Gino. A dat pe lângă spina. Putea să facă el 1-0. Are un stil de a se demarca cum n-am mai văzut Gino la. Un atacant care mereu se demarcă și stă bine în teren în orice moment al atacului. Și uite-l aici primind balonul. Și iese portarul. Heel to heel, îl trimite la plimbare. Dar mai avea un fundaj. Cum se aruncase portarul după heel to heel. Cristiano, prinde Teo Hernandez. Haide, bă! Salah, frumos! A prins culoarul de fines. Bă, au deschis ei scorul după atâta ocazii pe care l-am avut. Am tot ratat. A venit finesul ăsta pe contraatac. Aia zic. Gino cu capul! E gol de 1-1. Ce căpău Gino la! Ronaldo... Aia zic, exterior de două ori acolo cu ball scoop. Și apoi șutul ăla e perfect la scurt de fiecare dată. Mamă, ce a trecut Gino. Aproape că l-au blocat. Dar e ruleta aia magică. 3-1 direct. Superb dribling Gino la. Bine Cristiano.
Dribling perfect al lui Gino și e gata. 4-1. Nu, e gol atal. Da, e 4-2. Ei n-au renunțat și ar putea reveni, sunt doar 2 goluri diferență. Bun, Ginola. Ronaldo! Gol 5-2, fără să se uite Cristiano Ronaldo. Spre finală cu noi. O, a greșit. I-a dat-o lui Ginola! Ce gol! Cum a dat în ea! Stil de karate ca Zlatan Ibrahimović la acest voleu al lui Ginola. Știe și lob. Bun, 6-3. Dacă au fost destul de buni pe atac și s-au înțeles bine cei doi, chiar mi s-a părut că joacă bine împreună. E gata la 6-3, 3 victorii și finală. E momentul finalei. Îl are pe Gino și el, Rashford de 95, Jorginho Team of the Year. Tare echipa în 3-5-2. E un sistem pretențios, dar are carduri tari pe care le-a prins, mai ales din Premier League, destui oameni care fac diferența. Mamă, ce lovitură de cap! Mario Gomez a dat un gol greu de dat, de acolo cu capul. Trapa aproape cu respingea, dar n-a fost să fie. Am încasat primul gol din corner. Ginola pe contraatac. Și-a deselectat fundașul pentru o secundă. Apare Ribery, e și Ronaldo din urmă. Hai mă, veniseră toți cei trei nebuni de acolo din față. Balon la Cristiano, e și Ginola în față. Da, asta zic, francezul îmi scrie. E 1-1. Hai mă, Marțial. Noroc cu trap la faza asta, care s-a prezentat impecabil. Și uite că mai are oportunitate din nou trap pe poziții. Oh! Oh! Ce atac! Mamă, cum a curs atacul! Pase din prima peste pase din prima și o viteză așa perfectă a unui atac. Cam așa arată. El Shaarawy, e Gino în careu. Hai Gino, de Scorpion! Gino de Scorpion e cu golul magistral al acestui draft. Cireașa de pe tort e golul ăsta. Cum s-a văzut și ăsta? O, ce finală! Mamă, double te bun acolo. 3-2 încă din startul reprizei secunde. E încă în meci. Hai Gino, dă-i cu capul, a dat mă. Am avut noroc la golul ăsta. Trebuia să fie și un moment norocos. Raul frumos aici, El Shaarawy pe spate. L-a pus jos pe Pepe și dă bară El Shaarawy, călcăiul lui Ginola. Ne aduce golul 5. Un spectacol fabulos în finală. Dar poate dă Ronaldo un gol de aici. Oh, e gol. Minge deviată, nu știu ce s-a întâmplat. 6-2, cert este că e gata. 4 victorii cu această echipă. A fost un draft extraordinar. A fost o echipă cum rare ori prins. Ce jucători de atac. O apărare aproape perfectă. Un portar foarte bun. Se primesc 2 golpecuri și 2 pachete cu jucători. Da, deschis silverul, am 50 de pachete, ca să vezi câte încercări am avut în ultima vreme de a face echipe. N-ar vrea să vină echipa aia magistrală să se închidă acolo acest drum spre glorie. Oh, workout, dintr-un goldback, a venit un spaniol. Hai, Dănuțul Parejo, un clasic. Premium gold player spec, hai că a răsărit de acolo. Avem 2 astfel de pachete, le vedem pe ambele aici. Am săpat pe acolo, l-am căutat pentru nimic. A fost mai bun gol pe cul cu Parejo. Pizzi cel mai bun. Poate al doilea duce gloria. Dacă nu, cam aia a fost. Al doilea pachet e doar cu porți. Da, e un englez. Bănesc un Maguire sau carduri din astea. E Grealish, am înțeles. E bine, premiul a lăsat de dorit. Am fost la un jucător distanță de 194, mai aproape ca niciodată. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă da, nu uitați de like acolo. Cam atât. Pa, pa!